Astăzi este o zi specială pentru cei care activează în domeniul serviciilor sociale, deoarece este Ziua Mondială a Asistenței Sociale. Cu această ocazie, Serviciul Public Asistență Socială din cadrul Primăriei Baia Mare organizează mai multe activități. Astfel, în perioada 23-30 martie sunt programate acțiuni de mediu, jocuri și activități interactive, acțiuni de promovare și informare, socializare și petrecerea timpului liber, precum și Ziua Porților Deschise în toate centrele sociale coordonate de instituție. Ce-și dorește comunitatea locală în privința serviciilor sociale? Oamenii străzii să fie duși în adăposturi, cerșetorii să dispară, iar bătrânii singuri să fie ajutați. În principiu pentru bătrânii singuri, ai nimănui și fără adăpost, și copiii care sunt tot așa cerșetori și ai nimănui, pe stradă, boschetarii și cei care poluează intersecțiile, parcurile, locurile de joacă, sunt văzuți adesea oamenii străzii care chiar nu au niciun sprijin din partea nimănui. Sunt oamenii străzii care, după mine, nu-l băgați în seamă și îl lăsați pe stradă ca să moară. Ei ar trebui strânși, vreau, nu vreau, că nu le place să aibă un program și ar trebui duși la centre educați și a avut grijă de ei. În primul rând să aibă grijă de cei care nu au locuință, apoi de romi, și la Baia Mare sunt romi, și să zic de categoria bătrânilor care sunt singuri. În special la bătrâni, cred eu, și la copiii cu dizabilități. Cred că au cea mai mare nevoie. Ideea unei zile mondiale dedicate asistenței sociale a fost inițiată și susținută în 1995 de o echipă de asistenți sociali, membri ai Federației Internaționale a Asistenților Sociali.